Traficul rutier pe drumul național 7 Valea Oltului se redeschide mai devreme cu 2 zile decât termenul prevăzut. Șoseaua a fost închisă între localitățile Sibiene, Boița și Lazareț în data de 8 iulie, în intervalul orar 6:20, pentru executarea unor lucrări de defrișare a versanților, lucrări necesare pentru proiectarea viitoarei autostrăzi Sibiu-Pitești. Din această seară, lucrările s-au terminat și din această seară, de la ora 20, va fi dat în circulație cu 2 zile mai repede, au terminat toate lucrările, având suportul primului ministru și a specialiștilor, am mers mai departe. Vreau să le mulțumesc românilor că au trecut peste această lună, care n-a fost simplă, dar au înțeles că scopul este unul bun de a construi autostrăzi. Recent, ministrul transporturilor a anunțat că, după redeschiderea traficului, pe Valea Oltului ar mai putea fi instituite restricții în zonele unde drumul are 3 benzi.